Suntem la Psalmii Ascensiunii și astăzi vom mai urca două trepte. Suntem la Psalmul 126 și apoi sărim o treaptă, 127, pe care o facem duminica cealaltă, care are de face cu munca. Și apoi vom citi și 128. Psalmul 126, o cântare a treptelor. Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, Domnul a făcut mari lucrări pentru ei. Dar Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, adu înapoi pe prinșii noștri de război ca pe niște râuri din partea de miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Psalmul 128. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Căci atunci te bucuri de lucru mâinilor tale, ești fericit și își merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstrari de măslin în jurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion și să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi pacea să fie peste Israel. Amin. Pacea să fie peste fiecare dintre noi. Sunteți de acord? Amin, amin. Reocupați locurile. Mulțumim pentru Domnului pentru timpul minunat pe care l-am avut împreună. Nu știu cum ați simțit voi, cum ați fost cercetați. Pentru mine, timpul acesta de închinare a fost un timp absolut deosebit. Și este foarte potrivit pentru că astăzi vorbim despre fericire și bucurie. Ești bucuros astăzi? Ai mâncat ceva lămâi în parcare? Sau care? Cum poți fi bucuros dacă te uiți așa? Fericire și bucurie. Nu am întâlnit încă niciun om care să-și dorească să fie nefericit. Toți vor fericirea. Toți vor bucuria. De mic, omul, chiar dacă e inconștient, caută fericirea. E bine, psalmistul astăzi ne deslușește de unde vine bucuria, cum se obține ea și cum o păstrăm. Cred că până acum, majoritatea dintre noi am înțeles că bucuria noastră nu ar trebui să depindă de ceva extern. Nu? De exemplu, o mărire de salar. Aia, dacă e o dată pe an, poți să fii bucuros, nu? Dar e o dată pe an. Ce faci cu celelalte 364 de zile? Ești nefericit? Sau să depindă de Crăciun. Care de aici știe câte zile mai sunt până la Crăciun? 43. Cineva urmărește aici. 43 de zile până la Crăciun. Da! Dar e o dată pe an. Ce se întâmplă cu celelalte zile din an? E clar că fericirea noastră nu are voie să depindă de exterior, nu? Fericirea, pentru a avea permanență în viața noastră, trebuie să țină întotdeauna de interior, de ceea ce ne definește, de ceea ce este în noi. Și ai să spui, bine, bine, dar cum vine treaba asta? Fii atent, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor secretul. Și vreau să încep astăzi mesajul meu cu deslușirea secretului, ca să nu stați tensionați. Da? Nu îmi place de voi când stați tensionați și nefericiți la predică. Da? Vă dau deja dezlegarea. Fiți atenți ce spune Domnul Iisus aici. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Cine crede în mine, din inima lui, nu din afară, din inima lui, vor curge. Nu va stagna, va staționa, va păstra, vor curge, cursul este în afară, vor curge râuri de apă vie. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei care vor crede în El. Atenție mare! Bucuria, fericirea adevărată, vin prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
Puteți spune la asta amin? Prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar oare bucuria aceasta ce este și cum se manifestă? În cultura veche, pe care am moștenit-o de la bunici și de la străbuni, noi mai ales ăștia din spațiul balcanic, noi venim la biserică ca să ne plângem păcatul, să ne smerim, să ne plecăm capul și să implorăm milă. Și e drept, venim aici smeriți, de multe ori venim ca să ne mărturisim păcatul înaintea lui Dumnezeu. Dar asta nu este o atitudine generalizată. E drept că vrei să vii smerit ca să primești har. Câteodată te cercetează Domnul și plângi. Și mie mi s-a întâmplat și cred că fiecăruia de aici i s-a întâmplat treaba aceasta. Însă, atenție mare, creștinul salvat este bucuros. Creștinul salvat este bucuros. Ai fost atent? Am spus salvat, nu creștinul. Pentru că sunt o mulțime de creștini cu numele care vin la biserică, fac check, da? Bifă? Dar n-au bucuria, pentru că ei nu au fost cu adevărat salvați. Sunt foarte mulți, dacă nu majoritatea celor care spun creștini, dintre cei 8 miliarde de oameni de pe mapa mond, sunt creștini doar cu numele. Ăștia oftează des. Ce faci, frate? Cum ești? Mai bine decât merit. Ați auzit-o pe asta? Ani de zile m-a chinuit fraza asta. Păi noi suntem, hai să vă deslușesc și cu fraza asta care e treaba. Noi suntem comunitatea Harului. Adică, prin definiție, nu merităm. Ok? E aproape un pleonasm să spui că nu meriți. Știu deja că nu meriți. Că nu merit nici eu. Și nu merită nimeni. Suntem aici prin Har. Amin? Dar ne-am învățat să fim așa de scrobiți, solemni, cum mai știm noi asta, pentru că în multe din comunitățile noastre a fi spiritual înseamnă foarte mult să fii sobru. Da? Ați auzit-o pe asta? Bă, scrie undeva că Domnul Iisus a râs? Ați auzit-o pe asta, nu? Scrie undeva că Domnul Iisus a râs? Nu scrie nici... Dar nici nu scrie că a plâns tot timpul. Nici asta nu scrie. Da? Nu scrie că era o acritură a noastră care ofta des. Nu scrie nici asta. În schimb, scrie că făcea glume. Și mă gândesc dacă făcea glume și râdea la ele. Că cine face o glumă și nu râde la ea? Adică avea simțul umorului. Creatorul suveran are simțul umorului. Spune la asta amin. Îmi pare rău că n-ai oglindă să te uiți. Oh, sunt trei care au prins gluma. Ok. Lasă că vă explic mai încolo. Creatorul are simțul umorului, uite bine la tine. Un Pentium 3 și-a dat drumul aici, gata, s-a prins altul. E ok. E bine. Și deseori, vă spun, și o să vedeți când o să ajungeți acolo, deseori el râde. Ok, poate e un cuvânt forțat. Se bucură. E fericit. Cum îl cheamă pe prea înaltul? Prea fericit. De ce? De ce? Pentru că este o trăsătură a creștinului. Este foarte important. Se spune despre cel mai bun prieten al lui Luther, Philip Melanchthon. Ăștia erau două personaje foarte interesante, cum i-a pus Dumnezeu împreună. Deseori soții sunt așa. Ăștia au fost călugări înainte. Și diferența dintre ei era radicală. Luther era foarte carismatic. Vulcanic, făcea glume, râdea, pe când Philip ăsta Melanchthon, care era și un teolog incredibil și cel care a dus reforma mai încolo, era foarte scrobit, așa, foarte sobru, nu făcea glume, tot timpul foarte serios și la un moment dat l-a enervat așa de tare pe Luther, vulcanicul ăsta, că Luther s-a uitat la el și i-a spus: bă, Filipe, du-te bă în lume și păcătuiești odată ca să aibă Dumnezeu de ce să te ierte. A fost o glumă. Nu i-a spus, ați înțeles, da? De ce? Pentru că creștinul salvat, iertat, are bucurie. De unde vine bucuria noastră? Bucuria noastră vine din faptul că am primit ceea ce nu merităm. Creștinul trebuie să fie ca un copil care a primit jucăriile ce nu le merita. Pentru că dacă copilul crede că merită ceva, să te păzească Sfântul. Că nu-i convine absolut nimic. Nici aia cu telecomandă, nici aia, el crede că merită ceva.
Dar atunci când îi dai copilului un lucru pe care nu-l merită, se bucură enorm. Bucuria vine din primirea ceea ce nu merit. De asta creștinul salvat este întotdeauna bucuros. În Biserica Catolică, în procesul de canonizare, ăsta este când un mort trece prin anumite teste ca să fie considerat sfânt. În procesul acesta de canonizare, una din cerințe este cerința bucuriei. Trebuie să se demonstreze că mortul acela a fost bucuros în timpul vieții lui. Și mă întreb, oare câți de aici, dacă ați fi canonizați, ați trece de testul ăsta? Unii sunteți bucuroși că știți că trebuie să muriți ca să fiți canonizați, nu? Oare câți dintre noi am trece de testul ăsta? Chiar dacă nu este scris nicăieri în Scriptură, consider că acest test trebuie să-l trecem cât suntem în viață, nu când se pregătesc să ne facă statuie. Da? În timpul vieții noastre, palpabil trebuie să se vadă bucuria. Totuși, conform psalmistului, bucuria nu este o condiție, ci este o consecință. Ia auzi ce spune. Atunci ne era gura plină de strigăte de bucurie și limba plină de cântări de veselie. Când? Atunci. Este o consecință a ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră. Vedeți? Este nota autentică creștină, un semn a celor care sunt pe calea mântuirii. Pentru că bucuria este, dacă vreți, o trăsătură a pelerinului creștin. Nu e așa? Când pleci la un drum, ești foarte bucuros. Când mergi, de exemplu, în vacanță la mare, la munte, unde îți place mai mult, nu știu. Cine pleacă trist? Bă, iar merg la mare. Iar merg în Grecia. Nu, toată lumea pleacă bucuros. E o anticipare extraordinară. Este o bucurie, plec în vacanță, ceva incredibil. E bine, și noi când am pornit în acest pelerinaj împreună cu Iisus, când am pornit în ascensiune spre Ierusalimul Ceresc, pornim cu o anticipare. Este o bucurie pe care deja o experimentăm. Noi n-am ajuns acolo, dar avem bucuria de acolo. O împrumutăm cumva, vedeți? Frumusețea creștinismului este că avem niște sentimente împrumutate din viitor. Avem niște bogății pe care le-am luat, le-am accesat deja din viitor. Pentru că acolo în cer este bucurie și eu, pentru că anticipez să ajung acolo, trăiesc acea bucurie. Bucurie este a doua în lista lui Pavel, a roadelor Duhului în Galateni 5. Însă în comunitățile noastre, de multe ori este tratat așa, ca cenușă reasă. Bucuria, mă, dacă o fi, bine, dacă nu, na. Și deși ea nu este o cerință a uceniciei creștine, este o consecință pentru a dobândi, pentru a experimenta adevărat plinătatea în Hristos, bucuria este o consecință a deciziei pe care am luat-o să mergem după El. Bucuria este un produs al abundenței. Cuvântul în greacă este chara, de unde vine carismele, darurile lui Dumnezeu. Este un sentiment profund de recunoștință la adresa lui Dumnezeu care ne-a dat har. Și când nu avem, atenție mare, când nu avem această bucurie interioară, suntem nefericiți. Suntem neîmpliniți. Și o căutăm în alte locuri. Pentru că cumva trebuie să acoperim lipsa de bucuriei reale, a fericirii, a împlinirii. Și ce facem? O căutăm în divertisment. Ne uităm la stand-up comedy. Majoritatea dintre ele sunt mizerabile. E greu să stai în fața oamenilor două ore și să-i faci să râdă fără să apelezi la baza aceea urâtă a umanității. Ne uităm la comedie, nu știu dacă ați observat, în ultima vreme nu prea mai poți să te uiți la comedii și să rămâi cu creierul întreg. Pentru că dacă înainte erau numai niște nuanțe sexuale, acum este totul o mizerie completă. Și astea se numesc comedii. Suntem de multe ori când ne uităm la ele și îți vine să plângi, nu să râzi, când vezi în ce stare a ajuns umanitatea. Ce îi mai distrează pe oameni astăzi? Știți ce suntem? Și am imaginea asta în cap. Suntem ca regele
care s-a îmbuibat la masă și și-a chemat clovnul să-l facă să râdă, pentru că nu îl mai distrează absolut nimic. Ăsta este homo molus, omul modern, care merge la mall. Nimic nu îl mai distrează. Entertainmentul pentru el deja a ajuns o mare plictiseală. Dar este ceva ce putem să facem. Putem să alegem astăzi să trăim ca răspuns la abundența care vine de la Dumnezeu și nu sub dictatura propriilor nevoi. Să înțelegem că bucuria noastră este ceva ce vine din interiorul nostru. Să ne concentrăm pe ceea ce a făcut Dumnezeu, nu pe sinele nostru care este muribund. De multe ori încercăm să trezim pe unul care este, pe unul care este mort. Și una din consecințele unei vieți pe care ți-o trăiești în credința că Dumnezeu are întotdeauna planul cel bun, Dumnezeu te binecuvintează, consecința acestei alegeri este abundența aceasta care se numește bucurie. Și ce îmi place în psalmul ăsta foarte mult este că bucuria are trecut, are prezent și are viitor. Vedeți? Propoziția centrală a psalmului este: suntem un singur popor fericit. Ați auzit? Suntem un singur popor fericit. Suntem poporul care beneficiază de bucuria din partea lui Dumnezeu. Jumătate din psalm, versetul 1 și 2, este la timpul trecut, cealaltă jumătate, 3 și 4, este la timpul viitor. Știți ce îmi spune asta? Bucuria pentru noi are trecut, are prezent și are viitor. Nu este un sentiment efemer, dat de circumstanțe, de bursă, de vreme, de ceea ce se întâmplă în exterior. Nu este o explozie de sentimente bune care vine atunci când vremea ține cu noi, șeful ne laudă, am acea mărire de salar. Nu, bucuria care vine din partea lui Dumnezeu este veșnică. A fost în trecut, este în prezent și va fi în viitor. În trecut, amintește-ți de toate binecuvântările Lui. Uită-te în trecut și vezi că în momentul când te duci în trecut și accesezi sertarele acelea cu binecuvântarea lui Dumnezeu, bucuria umple inima ta. Ai pățit asta? Dacă nu, acum poți să faci. Când a adus Domnul, ce făcea psalmistul? Își aducea aminte de biruința Domnului în trecut. Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului. Asta sunt evreii care au fost luați în robie, robia babiloniană sau asiriană. Parcă visam. Auziți ce bucurie, ce frumos descrie, extraordinar. Parcă visam, atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Parafrazarea este: când Dumnezeu a întors exilații lui Israel, am râs și am cântat. Asta e parafrazare pentru noi. Ne-am bucurat așa de mult, încât am râs și am cântat. Și ne uitam la toată istoria poporului evreu, îi vedem cum stau aproape 500 de ani în robie acolo la faraon și cum deodată de la cărămizi fără paie ajung în mijlocul Mării Roșii. Apoi ne uităm în viața lui David, trăind în pustie, urmărit de filisteni, urmărit de Saul, după multe păcate și bâșbâieli dureroase, ajunge la bătrânețe să fie alungat de pe tron de propriul lui fiu, să înființeze un guvern în exil și la final cântecul lui de recunoștință sună în felul următor: Dumnezeu este sursa bucuriei mele. Ai fi zis că după așa o viață David era nefericit, nu? El spune: Dumnezeu este sursa bucuriei mele, nu poziția, nu sănătatea, nu ce îmi aduce externul, ci Dumnezeu este sursa bucuriei mele. Fiecare de aici care a fost dezrobit de Dumnezeu din adicție, gambling, pornografie, alcool, droguri, orice fel de adicție, fiecare de aici poate să se uite în trecut și să se umple de bucurie că acum este liber. Poți să spui amin la asta? V-am mai spus de multe ori, ne-a plăcut de voi înainte, dar ne place mai mult acum de voi. Ne place mai mult de voi după ce ați fost eliberați. Cum și noi am fost la rândul nostru. Cum și noi am fost la rândul nostru. Dar ce strigăte de bucurie, ce fericire de inimii noastre când ne uităm în trecut și vedem de unde ne-a scos Dumnezeu pe fiecare. Și apoi ne uităm în prezent. În prezent zice așa: da, Domnul a făcut lucruri mari pentru noi și de aceea suntem, cum?
plin de bucurie. Suntem acum. Sunt unii care trăiesc în trecut și zic, oh, numai în trecut era, a fost odată când era bine, acum, nu știu, poate o fi în viitor, dar în prezent sunt complet nefericiți. Psalmistul spune, da, acum suntem. Acum. Suntem acum plini de bucurie. Pentru că el se uită în trecut și vede mâna lui Dumnezeu, o recunoaște în prezent și are ochii ațintiți spre viitor, pentru că este o așteptare veselă. Creștinul are o așteptare veselă, nu cu capul plecat, tot timpul plângându-se, cum e, o fi bine în cer, ați auzit-o și pe aia, nu? Cum e? Aia e ca pe pământ. Ca pe pământ. O fi bine acolo. Înseamnă că tu nu înțelegi, nu realizezi că același Dumnezeu care te-a eliberat, care ți-a dat viața astăzi și posibilitatea să respiri, este același Dumnezeu care este și în viitor. Cu alte cuvinte, astăzi fericirea, bucuria este o alegere și o consecință a ceea ce Dumnezeu face în viața noastră. Poți să spui la asta amin? Deci, psalmistul spune, uite, mă uit în viitor, foarte interesant, este o așteptare veselă. Auzi ce spune, cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă acum plângând, când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. El parcurge această distanță din viitor și spune, da, poate astăzi e greu, dar nu uita că orice durere a ta, orice lacrimă, orice suspin este o sămânță pe care o plantezi. Și acum n-ai cum să vezi, mâine n-ai cum să vezi rodul, dar atenție, dacă continui să crezi și rămâi perseverent la momentul potrivit, în sezonul propice, că nu crește iarna, în sezonul propice, vei culege binecuvântările lui Dumnezeu. Psalmistul spune, ce bucurie extraordinară îmi dă această credință că la momentul potrivit, în sezonul corect, Dumnezeu va aduce biruință. Fii atent, bucuria este hrănită de anticipare. Bucuria este hrănită de anticipare. Îți place asta, nu? Asta avem noi creștinii. De asta și de când m-am întors la Dumnezeu, mai ales la început, mi se părea foarte ciudat când auzeam mi-e dor de Domnul Iisus. Bă, cum ți-e dor că nu l-ai văzut face to face? Ia, mi-e dor pentru că eu anticipez, eu iau din bucuria viitoare și o trăiesc astăzi. Eu știu că El va veni. Eu știu că El va veni. Dar anticiparea aceasta a credinței îmi dă din bucuria aceea extraordinară. Pentru că nu există niciun motiv să credem că Dumnezeu așa în mod arbitrar își va schimba felul de a lucra cu noi. Așa cum bucuria se construiește pe trecut, ea împrumută din viitor. Îmi place treaba asta foarte mult. Creștinul poate fi bucuros azi, chiar dacă circumstanțele nu sunt roz. Chiar dacă sănătatea nu este super ok, chiar dacă jobul nu merge cum mi-aș dori, chiar dacă nu se întâmplă ceea ce mi-aș dori eu, totuși pot să fiu bucuros pentru că știu că la sezonul potrivit, în timpul lui Dumnezeu, El va aduce binecuvântare în viața mea. Ne așteptăm, atenție, să se întâmple anumite lucruri. Și revin la acea asemănare care am făcut-o cu copilul care primește un cadou. Acum, nu toți ați avut aceeași experiență ca mine sau eu ca voi, dar imaginați-vă dacă n-ați avut un tată care să vă dea un cadou frumos. Și vi l-a dat când aveați 7 ani, de ziua voastră, a făcut un cadou, mamă, o mașinuță extraordinară cu baterii sau o păpușă, mă rog, fiecare de sex cu ce se bucură. Și apoi ai făcut 8 ani, cu câteva zile înainte sau cu săptămâni, unii copii un an de zile așteaptă. Te bucurai de anticipare. Anticiparea aceea. Știai că tata îți va da ceva cel puțin comparabil cu cel de anul trecut, nu-i așa? Era o bucurie pe care o experimentam înainte să primesc cadoul. E bine, asta este anticiparea aceasta bucuroasă a ceea ce Dumnezeu deja a pregătit pentru noi. Și sunt două imagini pe care le dă aici psalmistul. Primul este aducerea ploilor în viețile noastre afectate de secetă. Neghebul este în sudul Israelului și este un vast deșert cu anumite văi. Și văile acelea de obicei sunt seci, dar deodată, câteodată venea câte o ploaie de asta extraordinară și înflorea totul în deșert.
Pentru cine a trăit în deșert, știe ce spun, sau măcar dacă ați văzut pe Discovery Channel, pe undeva, da? Deșertul este uscat până a venit o ploaie. Când a venit ploaia aceea, totul înflorește deodată. Asta este și viața noastră. De multe ori suntem un deșert, de multe ori nu vedem, domne, ce se întâmplă. De ani de zile stau. De ani de zile, mă rog, nu se întâmplă absolut nimic în viața mea. Și deodată vine ploaia și toată sămânța pe care ai plantat-o cu lacrimi și cu anticipare și cu așteptare va ieși și se va transforma în flori binecuvântate de Dumnezeu. Și apoi a doua imagine este cel care a sădit recolta în timpul secerișului. Cald afară, greu, arunc sămânța, nu se vede nimic. Nu se vede nimic. Mai sunteți un pui de agricultor, ceva, ce ați făcut? Ați făcut sămânța, ați udat și a stat acolo să crească? Nu, nu. Aia nu crește deodată. Dar este o așteptare dureroasă. Din clipa când semeni, până când culegi. Și asta spune aici psalmistul. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Adică toată durerea, orice gol este în viața mea, orice dezamăgire este o sămânță. Asta spune aici psalmistul. Da? Seamănă-o în Dumnezeu cu credința că El poate să ia lucrurile rele din viața mea și să facă să răsară ceva frumos. El are capacitatea aceasta, este suveran, este Dumnezeu. E clar că psalmul ăsta 126 nu l-a scris și în niciun caz nu l-au cântat oameni care n-au experimentat deșerturi sau dureri. Erau oamenii aceia, trăiau o viață grea. Au purtat amintirile robiilor. Au trebuit să ia oasele străbunilor și să le îngroape în pământul lor. Și unul din cele mai remarcabile lucruri pe care le învățăm de la ei este că în creștinism râsul nu exclude plânsul. Da, noi niciodată nu scrie în Biblie că nu o să ai dureri și că nu o să ai suferință și că nu vei plânge. Din contră, spune că El este Cel care numără lacrimile, contorizează suspinele. Bucuria creștină nu este o scăpare de tristețe și ascultați-mă că vreau să ajung undeva. Da? E foarte important pentru noi, pentru generația aceasta. Greutățile vin în continuare, dar nu sunt în stare să alunge fericirea celor răscumpărați. Există o strategie în lumea în care trăim. Între oamenii care nu au cunoscut pe Dumnezeu, și asta este strategia, este eliminarea durerii, eliminarea suferinței. Asta este cultura actuală. Săptămâna trecută, cei care ați urmărit știrile, ați auzit că Chandler din Friends a murit, nu? 54 de ani. Matthew Perry, nu mai știu cum îl chema, Matthew ceva, nu mai știu. A avut bani, a avut frumusețe, a avut faimă. Toți bărbații își doresc să fie ca Chandler, toți bărbații din lume. La 54 de ani a murit. Și toată viața lui a fost faimos pentru că a făcut pe oameni să râdă. Foarte, foarte interesant. Toate starurile astea bogate și frumoase se sinucid cu droguri și cu alcool, fiindcă încearcă să scape de durere. Asta fac ei. Încearcă să scape de durere. Fericirea, bucuria lor nu este internă, este întotdeauna externă. În momentul când rămâi singur cu tine, când iei oglinda și te uiți, nu-ți place ce vezi, începi să cauți să scapi de dureri. Și este o himeră. Ascultați-mă bine, că vorbim de fericire și de bucurie. În lumea în care trăim, este o himeră. Himera ne spune așa, scăpați de durere, scăpați de nesiguranță, eliminând riscurile. Da? Scăpați de dezamăgire prin depersonalizarea relațiilor. Adică nu mai fi transparent și vulnerabil cu nimeni. Ești tu. Te retragi, ești singur. Și apoi încerci să răscumperi plictiseala unei astfel de vieți, cumpărând bucurie cu vacanțe, distracții, chimicale, alcool și așa mai departe. Oameni buni, a fost suferință în trecut, de viața noastră vorbesc, a fost suferință în trecut, este în prezent și eu să spun ceva, va fi și în viitor. Nicăieri în Biblie nu spune vino la Dumnezeu și nu vei mai experimenta suferința. Nu spune nicăieri asta. Dar ce spune este că Dumnezeu va fi cu tine acolo în vale.
și că bucuria pe care ți-o dă El nu depinde de factori externi. Și că atunci când te întorci la El, bucuria ta va fi o bucurie desăvârșită, o bucurie care îți va da sens. Bucuria noastră este încântarea că lucrurile lucrează împreună cu cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Asta este Romani 8:28, nu? Ba mai mult, zice Pavel. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Nădejdea care ne apropie de Dumnezeu. Această bucurie, atenție mare, nu depinde de norocul nostru de a ieși din greu. Nu depinde nici de sănătate, nici de evitarea durerii. Bucuria strălucește mai mult în mijlocul suferinței, a necazurilor, a neîmplinirilor. Ai acea bucurie care vine din partea lui Dumnezeu. Vedeți, fericirea este un produs secundar al bucuriei, nu este invers, pentru că am vorbit despre bucurie acum. Și acum trebuie să ne concentrăm pe fericire. Sunt două lucruri asemănătoare. Când avem bucurie în inimile noastre, aceasta duce evident la sentimente de fericire. Psalmul 128 continuă tema aceasta a bucuriei și a fericirii. Îmi place ce spunea J.K. Chesterton. Zice, bucuria, care este o valoare inexistentă în păgânism, este de fapt secretul gigantic al creștinului. Am crezut că altul e secretul. Secretul este bucuria. Bucuria care vine în urma credinței în Dumnezeu. Este o bucurie pe care nu ți-o poate răpi nimeni. Este bucuria pe care au experimentat-o martirii în arenele romane, care nu s-au lepădat chiar în dinții leilor năpraznici. Pentru că aveau bucuria aceea a mântuirii, bucuria apropierii de Dumnezeu. Auziți ce spunea psalmistul? Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Căci atunci te bucuri de lucru mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Ești fericit și îți merge bine. Există o presupunere în lumea asta în care trăim. Și anume că e greu să fii creștin. Creștin adevărat, da? Că pentru a fi pe calea credinței trebuie să te străduiești mult, trebuie să te supui multor cazne, nu te mai bucuri de viață, pentru că ai nevoie de o predispoziție pentru sfințenie, o voință extraordinară și să te supui la nenumărate înfrânări. Este foarte, foarte greu să fii creștin. Ați auzit-o pe asta? Majoritatea de aici crede lucrul ăsta. Și eu astăzi sunt înaintea voastră să vă spun că cel mai ușor lucru este să fii creștin. Cum? N-am crezut lucrul ăsta. Da, cel mai ușor. Cel mai greu este să fii păcătos. De ce? Pentru că am fost creați în imaginea lui Dumnezeu. Designul nostru inițial este pentru copiii lui Dumnezeu, pentru creștini. Asta înseamnă creștin, urmaș al lui Hristos. Viața noastră de credință are sprijinul întregii creații și avem la îndemână resursele unei mântuiri magnifice. Structura acestei lumi a fost creată de Dumnezeu pentru ca noi să putem să trăim fericiți în ea. Toate principiile creațiunii urmăresc acest plan al lui Dumnezeu. E mai ușor să trăiești în ascultare de Dumnezeu decât altfel. Așa cum este mai ușor să spui adevărul decât să minți. Minciuna ți-a o mulțime de resurse, nu-i așa? Dacă minți, trebuie să-ți aduci aminte toate minciunile. Dacă îmi spui adevărul, adevărul te eliberează. Vedeți? Atunci când înțelegi treaba asta, se produce ceva în mintea ta. Nu creștinii au un trai greu, ci necreștinii. Asta nu înseamnă că vom fi fericiți, happy, toată ziua, parcă suntem toți în Prozac. Nu. Asta înseamnă că în ciuda ceea ce ni se întâmplă, noi avem bucurie. Asta înseamnă că am fost creat ca să fiu bucuros, un urmaș al lui Dumnezeu. Și dovada este că primii oameni au trăit aproape 1000 de ani. Asta înseamnă că Dumnezeu ne-a creat pentru a trăi în comuniune cu El non-stop. Și asta este cel mai ușor lucru, pentru că cei care trăiesc, atenție, cei care trăiesc astfel și au o astfel de bucurie, ei beneficiază de promisiuni și au putere în declarații. Auziți ce spune Psalmul 128? Să te binecuvinteze Domnul din Sion.
să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Toți bunicii să spun amin. Avem cam puțin bunici aici. Sau unii nu m-au auzit. Toți bunicii să spun amin. Amin. Nu sunt încă, dar în anticiparea viitorului și a bucuriei viitorului. Că îi văd cum se uită la nepoți, adică taică-mi nu s-a uitat în viața lui la mine cum se uită la nepoți. Asta este, am înțeles. Și înseamnă că eu o să fac la fel. Este o anticipare. Nu că îmi doresc să ajung acolo, nu mă crede, nu mă înțelegeți greșit. Dar ce interesant este că psalmistul rostește această binecuvântare. Și binecuvântarea este cuvântul care descrie această stare fericită a noastră. Este cuvântul acesta, binecuvântare. Pe măsură ce citim Scriptura, vedem în povestea, în istorisirea personajelor biblice, că o viață binecuvântată au trăit-o oamenii care au experimentat bucuria și fericirea prin ascultarea de Dumnezeu. Este o chestiune internă, cum am spus. Acțiunea lui Dumnezeu nu cade în afară, ci întotdeauna înăuntru nostru. Dumnezeu întotdeauna va lucra în inima noastră. Pe Dumnezeu îl interesează inima și motivația mea mai mult decât ceea ce fac eu în extern. Pentru că cine sunt eu cu adevărat se vede înăuntru. E bine, binecuvântarea cuprinde sensul profund și cuprinzător a vieții mele, cuprinde totul. Binecuvântarea descrie ceea ce fac eu, cum acționez eu, gândirea mea. Da? Binecuvântarea este puterea vitală fără de care nicio ființă vie n-ar putea exista. Vă spuneam acum câteva duminici, Dumnezeu dă ploaie și soare și peste buni și peste răi. Dumnezeu îi hrănește astăzi prin îndurare și pe cei buni și pe cei răi. Dumnezeu a binecuvântat pământul. Da? E foarte interesant când ne uităm la psalmul acesta, că vedem că centrul psalmului este evreul care stă la masă cu soția înconjurat de copii. Nu-i așa zice? Binecuvântarea. Vei vedea binecuvântarea în viața ta. Și ilustrația este o ilustrație evreiască, asta este, da? Pe care nu trebuie să o reproducem noi exact. Da? Evreul cum era? Binecuvântarea evreului era văzut atunci când avea mulți copii. Pentru că copiii ăia îl ajutau la arat, la munca câmpului, la vite. Și în caz că venea cineva să ia ceea ce are, dacă avea niște băieți tari, ieșea cu ei la poartă. Da? Dar atenție, ăsta e doar un exemplu. Pentru că noi azi nu trebuie să ne luptăm să fim binecuvântați, să avem mai mulți copii. Și niciun caz să stai acasă cu noi, să rămână acasă cu noi. Pentru că asta spune psalmul, copiii ăia mulți stau acasă la masa ta. Asta s-ar putea să transforme în blestem, nu în binecuvântare. Ok? Ei trebuie să plece, să ia viața în piept, dar să facă ceva pe puterea lor, sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar semnificația este, ascultăm bine, binecuvântarea are în ea puterea de a crește. Ai prins-o pe asta? Binecuvântarea din partea lui Dumnezeu are în ea puterea de a crește. Da? Orice popor este binecuvântat, beneficiază de binecuvântarea Domnului, crește. Orice familie sănătoasă, binecuvântată, crește. În momentul când tu investești în alții, tu le dai puterea binecuvântării, adică binecuvântarea de a crește. Și binecuvântarea aceasta are în ea această sămânță a creșterii. Despre asta vorbește aici psalmistul. Pe măsură ce noi învățăm să dăruim, pe măsură ce noi învățăm să împărtășim, puterea noastră devine ca o viță de vie rodnică și cei care sunt sub influența noastră, că sunt familie sau ucenicii noștri, oamenii în care investim, noi le dăm lor această putere extraordinară de a crește. Pentru că noi, de fapt, știți ce facem? Cum spuneam la început, noi călătorim pe un drum. Suntem pelerini. Da, drumul este în ascensiune. De multe ori poate să fie dificil. Dar atitudinea care trebuie să ne caracterizeze trebuie să fie una a bucuriei. În momentul când înțeleg că bucuria mea nu vine din exterior, ci din interior, bucuria mea nu vine din ceea ce pot să realizez eu, ci din ceea ce deja a realizat el,
atunci fericirea umple viața mea. Și fericirea aceasta mă ajută să fiu rodnic, să investesc această binecuvântare ce am primit-o din partea lui Dumnezeu în cei din jurul meu, dându-le astfel nu numai lumina, ci și puterea binecuvântării. Eu le dau lor, pentru că eu am primit-o de la Tatăl. Asta este sensul uceniciei. Dacă am înțeles că bucuria nu este dată de exterior, dacă nu încerc să o cumpăr cu entertainment, pentru că la un moment dat se vor termina episoadele din serialul ăla cool, care te-a făcut fericit. Și ce ai făcut? Cauți altul, nu mai găsești. Nu mai ești fericit până nu-l găsești pe celălalt. Vedeți? Bucuria aceasta a lumii este efemeră, ține de ceea ce se întâmplă în exterior. Dacă am avea astăzi puterea să vă dăm la fiecare un iPhone 15, știu că v-ați dori. Nu vă faceți probleme că nu avem nicio surpriză. Hai să vă spun că ține bucuria aia până apare 16. Este dată de extern. Dar atunci când tu, în inima ta, te-ai întâlnit cu Cel care este bucuria, cu Cel care ți-a dat această fericire și împlinire ca să o dai și altora, atunci tu nu mai depinzi de factorii externi. Nu-i așa? Toată lumea vrea să fie fericită și binecuvântată. Prea mulți oameni refuză în mod intenționat să acorde atenție celui care dă cu adevărat bucuria și îl ignoră. Și caută bucuria de cumpărat. Pe Netflix. La distracții care te bucură până vine dimineața și te trezești cu capul baniță. Știi tu cum, nu? Și nu poți să intri în baie. Așa de... Aia nu-i bucurie. Aia e asta, o bucurie împrumutată care până la urmă te va duce la datorii mari și nu vei mai avea bani să le plătești. Dar vreau să spun ceva. Iisus Domnul este aici ca să-ți dea bucuria. Și după bucurie vine fericirea. Acea stare de împlinire în Domnul. Auzi ce spunea psalmistul? Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Și vreau să te întreb acum, înainte să ne apropiem de cină, o chestie foarte sinceră, de la inimă la inimă. Dacă ești binecuvântat, de ce taci? Este o întrebare foarte legitimă. Aici psalmistul spune că atunci când a înțeles binecuvântarea, gura lui s-a umplut de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Eu te întreb, de ce taci? Nu taci cumva pentru că te uiți în continuare să fii entertained, să fii bucurat de alte lucruri exterioare și ai uitat să te uiți în inima ta, să te uiți în oglindă, să nu ți se umple față de rușine pentru că îl vezi pe Iisus acolo. De ce taci dacă ești cu adevărat binecuvântat? Cântăm de multe ori cântarea aceea, te voi binecuvânta, deci toată viața mea și în numele tău voi ridica mâinile. Nu. Te voi binecuvânta toată viața mea. Și ascultă-mă bine, gura ta poate bloca, literalmente, poate bloca tot ce are Dumnezeu pentru tine. Ai zis, what? Cum? Cum e posibil? Hai să te explic. Când evreii au ieșit din Egipt, au trecut Marea Roșie ca pe uscat, au experimentat cele mai mari minuni pe care le-a văzut un popor cu ochii lor, în public. N-au văzut, niciun popor n-a văzut ce a văzut Israelul atunci. Au ajuns în pustie. Și un drum care trebuia să țină 4 zile a ținut, spuneți voi, 40 de ani, s-au învârtit în cerc. Știți care a fost cea mai mare ispită a lor, cea mai mare capcană? Murmurul și plângerea. Complaining, pentru cei care înțeleg engleză. Plânsul de aia nu-i bună, aia nu-mi convine de aia. Murmurul și plângerea din cauza situației prezente îl exclude pe Dumnezeu din viața ta. Pentru că ei au fost trecuți prin Marea Moartă, cu un nor deasupra și foc luminător în față și totuși n-au avut credință. Și murmurul acela a oprit, a blocat
În loc de 4 ani, au făcut 40 de ani pentru a ajunge în țara promisă, pentru că s-au plâns și au cârtit. Asta este sport național la români. Și deseori mă trezesc în mașină, pe poatie, mustrându-mă pentru asta. Care ați fost pe acolo, știți la ce mă refer, că îți trebuie tank să treci pe acolo. Tot timpul mă plâng. Asta e sport național la români. Atenție, gura îți poate întârzia binecuvântarea. Și acum ascultă. Dacă o poate întârzia, o poate și grăbi, corect? E ecuație foarte clară, foarte simplă. Și astăzi vrem să ne folosim gura pentru a atrage binecuvântările Domnului peste noi și casa noastră. Auziți ce spunea psalmistul? Atunci, gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Hai să ne ridicăm înainte Domnului. Și acum vrem să facem un exercițiu exact cum a făcut psalmistul. Da? O să spun 1, 2, 3 și vei rosti binecuvântarea cea mai mare din viața ta acum. Ca să o aduci înaintea Domnului ca jertfă de mulțumire. Și lucrul ăla te va ajuta să-ți aduci aminte de celelalte. Dar acum, care este cea mai mare binecuvântare din viața ta? Nu știu, fiecare în parte, soțul, soția, copilul, jobul, logodnica, soacra. Unii-s binecuvântați. Spune, cea mai mare binecuvântare, dacă stă copiii, da, ea e, haleluia. Da? Cine are soacre de astea, Dumnezeu să le binecuvinteze cu sănătate, amin? Deci, noi astăzi facem ce face psalmistul. Rostim binecuvântarea lui Dumnezeu, nu este nimic ca... Este pur și simplu folosirea limbii la adresa lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu. Că să spun ceva, când tata mea ducea jucăria, el se bucura cel mai mult când eu îi săream în gât și spunea mulțumesc, tati, mulțumesc, tati, mulțumesc, tati, extraordinar. Bucuria lui venea din bucuria mea, nu-i așa? Și tu care ai făcut asta? Bucuria mea este să fac cadou copiilor mei. Este cea mai mare bucurie pe care o am. Că îi văd pe aia micuți că se bucură de binecuvântare. Acum spune mulțumesc, tati. Ok? Și în momentul când spun trei, fiecare spune binecuvântare. Nu trebuie să fie o frază, un singur cuvânt. Sănătate, job, soție, soț, viitorul soț. Poate sunt aici care rostiți binecuvântările în viitor. Nu știu. Dar ăsta este momentul când Dumnezeu binecuvintează viața noastră. Sunteți gata? Acum Dumnezeu vrea să-și ia toată slava și gloria din gurile noastre. Două, trei și... Biserica. Wow! Mai sunt aici în mijloc câțiva care încă n-au fost binecuvântați. Două, trei și... Aleluia! Familia, am auzit multă familie. Familia este binecuvântarea noastră. Binecuvântat să fie Domnul. Mi-am deschis gura. Nu s-a întâmplat nimic ciudat, pur și simplu i-am trimis înapoi ceea ce el mi-a dat și el se bucură enorm acum pentru că are un popor fericit și bucuros. Și să spun ceva, ăsta e doar începutul. Dumnezeu vrea să te binecuvinteze în continuare, inima lui este largă, este un tată generos care vrea acum, în momentele acestea, să stea la masă cu noi și vrea să sărbătorească acest legământ împreună cu noi. Vrea să stea la masă cu noi și să ne binecuvinteze. Ne pregătim de cină, slujitorii vor veni aici în față. Sunt momentele când ne apropiem de El și vreau să închidem toți ochii. Și toți cei care vor să fie binecuvântați și să experimenteze bucuria și fericirea în vieților lor în continuare, întindem mâinile spre Dumnezeu. Cei care au venit aici cu inima apăsată, triști, neîmpliniți, care au căutat fericirea și bucuria în alte locuri, ridică o mână sus, Dumnezeu te va binecuvânta și pe tine. Cel care n-are credință, cel care simte că nu poate să creadă, ridică și tu o mână. Ce ți se poate întâmpla? Ăsta este momentul tău. Momentul când mă rog pentru tine, Tată Ceresc, ești Dumnezeul Creator, Tatăl bun care dai daruri bune copiilor tăi. Și ceea ce tu binecuvintezi rămâne binecuvântat. Și tu întotdeauna dai fără să-ți pară rău de dar. Doamne, te rog dă darul credinței astăzi. Să curgă peste biserica ta darul credinței. Cei care cred, mărește-le credința. Cei care nu cred, Duhule Sfinte, străpunge, penetrează, Doamne, lanțurile care sunt acolo. Doamne, eliberează, Doamne, de duhuri de gambling, de pornografie,
de curvie, de minciună, Doamne, de necredință, Doamne, în momentele acestea binecuvintează, Doamne, pentru că vrem ca gura noastră să aducă laudă numelui Tău. Doamne, suntem un popor binecuvântat. Ne-ai adus înapoi prinși de război. Suntem un popor numeros datorită Ție, Doamne. Datorită că ai eliberat mulți, Doamne. Și știu că inima Ta de Tată mai în cap, Doamne, încă mulți oameni care vor veni. Ne rugăm pentru cei care s-au pus pe lista de botez. Ne rugăm pentru cei care acum iau decizia pentru Tine, Doamne. Tu ești Cel care îi eliberezi. Ne rugăm pentru cei care sunt prinși de lanțurile drogurilor, a alcoolului. Doamne, în numele Lui Iisus Hristos eliberează. Da, Doamne, Tu iubești așa cum sunt. Dragostea Ta se dovedește prin faptul că Tu ne-ai iubit și L-ai trimis pe Iisus pe atunci pe când eram noi păcătoși. Da, Doamne, când suntem păcătoși avem nevoie de har, avem nevoie de dragoste și știm că iubești. Duhule Sfinte, cuprinde-i. Duhule Sfinte, eliberează-i. Duhule Sfinte, binecuvintează. În poporul acesta, Doamne, Tu ești Domn. Tu ești Domnul bucuriei, Cel care dă fericirea vieților noastre și îți mulțumim că astăzi ne vei binecuvânta. Îți mulțumim că astăzi am experimentat bucuria mântuirii Tale. Slăvit să fie numele Tău. În momentele următoare vrem să stăm la masă cu Tine, cercetează inimile noastre. Doamne, dă pâinii acesteia valoarea trupului Tău. Trupul Tău care s-a frânt pentru păcatele celor mulți, dintre cei mulți suntem și noi. Dă rodului viței, Doamne, valoarea sângelui Tău, sângele legământului cel nou care s-a vărsat pentru cei mulți, dintre care suntem și noi. Doamne, cei care astăzi stau la masă cu Tine să aibă viață, viață pe care s-o dea și altora. Binecuvintează poporul Tău. Și pentru cei care încă nu au luat o decizie pentru Tine, Doamne, cercetează-i, Doamne, binecuvintează-i, Doamne, dă iertarea Ta, binecuvântarea Ta aici, în mijlocul poporului Tău, să se simtă bine primiți, nu străini, ci de-ai casei, pentru că și pentru ei ai murit și ești și Dumnezeul lor. Pentru toate Te slăvim, Tată, în numele Lui Iisus ne-am rugat prin Duhul Sfânt și cine crede să strige amin și aleluia. Binecuvântat să fie Domnul. Hallelujah.